Mâine, între orele 8 și 18, va fi întreruptă furnizarea apei potabile pe strada Gheorghe Anghel, între Splai Mihai Viteazul și Cede Ionescu. Măsura este luată de reprezentanții Societății de Apă și Canal pentru realizarea unei conexiuni la rețeaua de apă potabilă existentă în zonă. Rugăm utilizatorii din zonă să-și asigure un minim de apă potabilă necesară pentru perioada în cauză. De asemenea, facem mențiunea că societatea noastră nu este răspunzătoare de o eventuală nefinalizare a lucrărilor la termenul stabilit. Consumatorii care vor rămâne fără apă potabilă au fost anunțați din timp și spun că se vor aproviziona cu apă de la fântâni. Ce să facem? Trebuie să ne aprovizionăm din timp cu apă potabilă. Umpleți bidoanele, ce faceți? Păi trebuie, de la fântâni. Am luat legătura cu domnii învățători, cu domnii diriginți. Mâine copiii își vor asigura cantitatea de apă necesară și sper ca procesul de învățământ să se desfășoare în cele mai bune condiții. Vor fi afectate blocurile V3, V8, V9, V17, V18, VT3, VT5, VT8, VT9, VT10, casele din zonă, punctul termic numărul 66 și școala numărul 7. Cimitirul de la Vânjumare s-a transformat într-o adevărată junglă, din ce cauză aflați mai târziu în jurnal.